Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit aici pe canalul Croitoria fără formule. Eu sunt gazda voastră, Lorelai Țârlea, și astăzi haideți să croim împreună. Desigur, voi folosi materialele comandate pe site-ul latextile.ro, site pe care încă puteți beneficia până la sfârșitul lunii mai de reducerea de 10% folosind voucherul CFF10, creat special pentru voi, abonații canalului Croitoria fără formule. Materialul pe care îl aleg astăzi este acesta. Verde, mentă cu bulinuțe albe, o dulceață de material. Este o pânză fină din viscoză, deci e foarte răcoroasă pe piele. Este ideală pentru a realiza ceva pentru vară, clar. Și începem prin a analiza materialul, să știm cu ce lucrăm. Am la dispoziție o bucată lungă de 1,90 m, lată de 1,40 m. Materialul are o cădere foarte bună, însă bulinuțele acestea pot fi un imprimeu un pic cam încărcat în cazul în care vreți să faceți ceva cu multe pliseuri încrețit sau cu drapaje complicate. Deci, astăzi ne gândim la ceva simplu. Mai trebuie să vă uitați la încă un aspect. Dosul este diferit de fața materialului. Deci, clar, gândiți-vă la un produs care să nu expună în niciun caz partea de dos. Ar fi ideal pentru o rochie de vară sau o bluză. Și astăzi mă gândesc să facem împreună un model de bluză, cea mai simplă bluză posibilă în croitorie, ușor de tăiat, ușor de cusut și prietenoasă cu siluete mai pline. Am să încalc astăzi o regulă a croitoriei care spune că se croiește întotdeauna pe lungimea materialului pe fir. Și astăzi am să o încalc. Am să fac abstracție și mi-asum faptul că voi revolta pe mulți croitori. Azi am să croiesc pe lățimea materialului. Cum am să fac? Iată. Presupunând că acesta este materialul, am să-l pliez. Asta este lungimea, aici am lățimea. 1,40 împărțit la 2, asta înseamnă cam 70 de centimetri. Pe internet ați văzut bluza asta de 1000 de ori. De regulă, pliul se așează pe umăr și se coase aici, se lasă deschidere pentru șold, se face o gaură pentru gât și asta e bluza. Însă eu astăzi am să o fac altfel. Am să așez pliul în zona de șold și aici vom avea o cusătură pe zona de umăr și mânecă, însă aș putea să fac aici o deschidere pe fir drept pentru talie șold, însă n-am să fac asta pentru că vreau ca bluza mea să fie mai altfel. Și atunci am să fac, deci materialul așezat colț la colț, asta e lățimea, aici e jumătate din lungime și dacă ăsta aici este mijlocul materialului, aici unde vedeți pliul, am făcut o tăietură 10 cm ridicată față de partea de mijloc. Așa. Deci asta este singura crestătură pe care o faceți la această bluză. Asta este tot. Lungimea de aici este un sfert din circumferința șoldului, plus încă 5 cm pentru lejeritate, iar aici am ridicat această curbură cu 10 cm deasupra mijlocului materialului. La final arată așa și partea din spate a bluzei va fi un pic mai lungă decât partea din față. Oricum, aici în față vor rămâne 60 de centimetri, deci este suficient de lungă. Și tot ce am de făcut acum la final este să las aici o deschidere pentru gât. N-am să mai tai nimic din bluză, pentru că vreau să fie un guler bărcuță. Aici las la latitudinea voastră să apreciați cât de largă să fie această deschidere. Repet, probați, probați, probați. La probă vedeți exact până unde vreți să o închideți. Am să fac două cusături aici în zona umăr-mânecă și
puteți lăsa aici deschiderea mânecii, fie o lăsați atât de largă, așa cum este, însă eu astăzi mi-am propus să o încrețesc pe un elastic, astfel încât să fixez mâneca pe încheietura mâinii. Ca soluție tehnică de îmbinare a acestor două cusături de zona de umăr, voi coase drept la o rezervă de 1,5 cm de margine, pentru că după ce am făcut cele două cusături de îmbinare, fiecare rezervă am să o răsfrâng separat pe partea ei și o voi fixa cu un tighel. Și asta îmi va rezolva și zona aceasta de decolteu. Așa că sunteți de acord cu mine, nu e foarte complicat, așa că propun să trecem la treabă, să o croim și să o coasem împreună. Așa cum spuneam, am așezat materialul în patru, colț la colț, l-am pliat. Am aici mijlocul materialului. Voi măsura 10 cm. Un sfert din circumferința șoldului plus 5 cm. Și singura tăietură pe care am să o fac va fi aceasta. Și gata, croiul. Iată, suntem în atelier la mașina de cusut și eu m-am hotărât să las aici, în zona de gât, o deschidere de 30 de centimetri. Asta înseamnă 15 pe jumătate. Deci am să măsor 15 centimetri și am să-mi fac niște semne. Asta va fi, deci, la final, 30 de centimetri va fi deschiderea aici, pentru partea de gât. Voi proba și dacă îmi place am să o las așa, dacă nu, am să o mai deschid, să o mai închid, vedem. Dar în principiu, cam 30 de centimetri las deschiderea pentru gât. Așa cum am spus, am să las rezerva de 1,5 cm. Întărim întâi. Și apoi o cusătură simplă dreaptă până la marginea materialului. Acum că am făcut cele două cusături de îmbinare, a sosit momentul să probez. Deschiderea de aici mi se pare că este suficientă. Repet, au fost 30 de centimetri, împărțiți 15 cu 15 pe jumătatea materialului. Aici jos este tăietura pe care am făcut-o. Iar mâneca, pentru că materialul acesta are dosul, se vede altfel decât fața, am spus că n-am să o las așa largă, deși n-ar fi arătat rău. Am să o încrețesc cu un elastic. Ceea ce am acum de făcut este să fac, să tivesc rezervele, fiecare pe partea ei, un tighel simplu, veți vedea imediat cum. Am să fac un tighel pentru a introduce un elastic în zona de mânecă și, desigur, tivul de jos. Haideți din nou la mașina de cusut. Așa cum spuneam, cusătura aceasta de îmbinare cu rezerva de 1,5 cm
am să finisez rezerva. Fiecare rezervă răsfrântă pe partea ei și am să realizez o cusătură simplă dreaptă, un tighel, care va merge de pe toată lungimea materialului. În acest fel. Și asta, cum spuneam, ajută și la finisarea decolteului totodată. Am ajuns acum în partea de decolteu. Acum, pentru un plus de siguranță, ca să nu se desfacă cusătura de îmbinare, am să întăresc de 2-3 ori, exact aici, în zona în care începe decolteul. Nu trebuie foarte mult. Cam așa. Acum am să fac acel tub prin care să petrec un elastic. Am să îndoi un centimetru cu încă un centimetru. Așa arată marginea mânecii. Acum că am cusut și acest tub prin care pot să pun elasticul, am ales un elastic foarte moale și de regulă e indicat, ca să aveți certitudinea că îl tăiați simetric și la mâna stângă și la mâna dreaptă, este ideal să vă măsurați să fie confortabil pe încheietura mâinii și apoi să tăiați două bucăți egale pe care le puteți pune separat în fiecare parte a mânecii. Iată, deci am montat și elasticul în deschiderea mânecii. N-a fost tocmai ușor pentru că mâneca este foarte, foarte largă și elasticul nu-i foarte, foarte mare, însă am reușit, așa că acum haideți să vedem la final ce a ieșit. Ok, acum că am terminat de cusut bluza, să vă arăt ce a ieșit. În primul rând, așa cum am spus, am făcut un tighel, am tighelit rezervele răsfrânte pe fiecare parte, astfel încât dintr-o singură cusătură, de fapt din două cusături, am rezolvat finisajul mânecii și al decolteului. Aici am lăsat o deschidere de 30 de centimetri. A fost foarte suficient, nici prea mult, nici prea puțin. Iar aici, jos, este o diferență. În spate este mai lungă decât în față, pentru că așa mi-am dorit. Iar la mânecă, așa cum v-am arătat deja, l-am cusut de jur împrejur și a rezultat un tub prin care am introdus un elastic. Asta este, dragilor, bluza și ea arată așa. Asta este, dragii mei, bluza. Pe cum o vedeți, este absolut extraordinar de vaporoasă și de răcoroasă. Este fibră naturală, așa cum am spus. Se așează foarte bine pe trup și oferă o senzație plăcută. Lasă pielea să respire, ceea ce e foarte important pentru zilele călduroase de vară. Ca realizare tehnică, este de departe cea mai simplă posibil. A avut o singură tăietură aici. Am tivit și am îmbinat
zona aceasta. Am pus două elastice la mânecă și asta este. Cred că un începător în cel mult o oră o poate realiza fără niciun fel de probleme. Chiar vă rog să-mi spuneți dacă ați încercat și cum a ieșit. Aștept comentariile voastre aici pe YouTube, dar și poze, de ce nu, în comunitatea Croitoria fără formule, grupul nostru de Facebook, unde, dacă n-ați făcut-o încă, vă invit să vă înscrieți. Dacă v-a plăcut, dați un like, nu vă sfiiți, abonați-vă gratuit la acest canal și veți fi înștiințați de câte ori încarc un videoclip nou pe teme de modă și croitorie. De regulă, joia și duminica, în jurul orei 7 seara. Așa că, dragilor, așa cum v-am obișnuit, până data viitoare, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă urez tuturor mult, mult spor la cosut. La revedere!